30 de parteneri în proiectul Creșterea calității de siguranță a vieții în Valea Râului Prut au aglomerat vineri sala mare a Palatului Administrativ. Discursul reprezentantului guvernului a fost completat de inițiatoarea proiectului, ucraineanca Svitlana Scriculiac. Regiunea cea ca Ucraina prezintă proiectul în cadrul programului România-Ucraina-Moldova 2007-2013, denumirea pe tema stare de implementare a proiectului sub codul european 751. Proiectul se numește Creșterea asigurării de viață în Valea Râului Prut. Managerul de proiect de peste graniță a menționat că în toate activitățile derulate, partenerul din România a fost un exemplu pentru buna desfășurare a proiectelor. La dezbaterile privind prevenirea inundațiilor au luat parte 6 parteneri din România, Ucraina și Republica Moldova.